Viciul fumatului a devenit viciul copiilor, o spun chiar specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova, care au demarat astăzi campania Să facem fiecare zi ziua fără tutun, în încercarea de a sensibiliza prahovenii asupra riscurilor asociate consumului de tutun, dar și de promovarea prevederilor Convenției Cadru asupra tutunului. Voluntarii centrului vor fi prezenți în toate unitățile școlare din județ, unde vor împărți pliante și vor consilia pe elevi asupra riscului la care se expun datorită tutunului. Sunt copii și de 11-12 ani care fumează și este o problemă pentru că, în general, primul pas spre consumul de droguri ilegale este acela de consum al drogurilor legale. Și atunci, noi încercând să prevenim acest aspect, încercăm să nu avem probleme pe viitor cu celelalte droguri legale, ilegale. Păi, de exemplu, studiile spun că nicotina pe care o conține țigara produce efectele cannabisului. Se manifestă prin cancer bronhopulmonar. Cancerul bronhopulmonar este una din formele cele mai letale de cancer. Se diagnostichează târziu și are șanse relativ reduse de vindecare. Supraviețuirea la 5 ani este în general foarte redusă, la 5 ani de la diagnosticare. Alte efecte ale consumului de tutun sunt la nivelul sistemului cardiovascular. În fiecare an, în această zi, Agenția Națională Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova, implementează activități de informare prin distribuirea unor materiale publicitare care vin în sprijinul populației, cu sfaturi de a renunța la consumul de tutun, de a informa populația cu privire la beneficiile aduse de spațiile fără fum de țigară și de a sensibiliza populația privind necesitatea respectării cadrului legislativ care interzice fumatul în spațiile publice și încurajează respectarea acestuia.